Am anunțat în urmă cu foarte puțină vreme că în spitalul vechi din municipiul Râmnicu-Vâlcea se vor investi peste 400 de miliarde de lei vechi. Și iată că primii pași cerți se fac deja. După ce am predat amplasamentul către Compania Națională de Investiții, astăzi am primit o veste foarte bună și am și verificat, totul este în regulă. Astăzi, Compania Națională de Investiții a scos la licitație proiectarea pentru spitalul vechi. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Asta este o veste bună pentru că am onoarea și bucuria să fiu președintele Consiliului Județean și să particip, iată, la o construcție și la fapte, nu la vorbe. Am inițiat demersurile pentru predarea amplasamentului către CNI și astăzi bucuria mea a fost cu atât mai mare, cu cât pe 15 noiembrie se vor deschide ofertele. Așadar, proiectarea pentru spitalul vechi este în SEAP. În spitalul vechi se vor face investiții majore, va fi modernizat. Este spitalul celebru în care s-a jucat filmul Mere Roșii. Să ne ajute Dumnezeu să fim cu toții sănătoși și să putem face fapte bune pentru vâlceni, fapte pentru oameni. Pentru că spitalul vechi din municipiul Râmnicu-Vâlcea, pe care l-am predat CNI și în care vom investi peste 400 de miliarde de lei vechi, se face și se modernizează pentru oameni, pentru vâlceni, pentru vâlcenii care, din păcate, trebuie să treacă și pragul spitalului. Și vom avea un spital modern după ultimele standarde. La spitalul vechi din municipiul Râmnicu-Vâlcea.